Ieri a fost votat în secret un nou guvern compus din aceiași oameni corupți, murdari și implicați în tot felul de scheme. Sub mascota, platforma social-democrată al aceluiași personaj, Vladimir Plahotniuc, se mizează, acest imbecil mizează încă 4 ani să-și bată joc de cetățenii Republicii Moldova. Stimați cetățeni, nu vă fie frică. Acest om nu poate face dosare penale la toți cetățenii Republicii Moldova. Și mai mult decât atât, el nu are unde fugi din Republica Moldova. Este monitorizat de toate organizațiile internaționale.